Ne-ați prezentat câteva dintre dispozitivele dumneavoastră, rămăsesem la DIE. V-aș ruga să ne prezentați principiul de funcționare. Am observat și eu că așa se vorbește pe la televiziunile astea, acum știți, înainte de a începe asta, vreau să spun altceva, că... Începem cu altceva. Dragi telespectatori, în primul rând, îmi cer scuze că am început-o așa, dar mai dezamorsăm un pic mai de tensiune, atmosfera. Și vreau să vă informez că boala în organismul uman prima dată apare sub formă de informație. Adică o anumită celulă, un anumit organ, i se modifică frecvența de lucru. În acest moment, organismul nu simte că în el a apărut o anumită afecțiune. Deci în momentul în care a apărut deja informația modificată, organismul nu simte fizic. Organismul deci nu simte nimic. Fizic. Deci nu stare de rău, nu durere, nu nimic, n-am nicio chestie. Dar boala este deja în organism. Incipient, a pornit. Incipient. Dacă în momentul acesta o incantație, un descântec, pui mâna în locul organului respectiv, boala poate trece imediat, deci am eliminat boala din organism. Sau vin cu un asemenea dispozitiv preventiv pentru... Deci poate să fie orice gest, o rugăciune, orice altceva. O apelare dar noi... către bine, o apelare da. Către... Dar noi nu ne dăm seama de lucrul acesta. În schimb, aparatura pe care noi o avem în clinica noastră poate să depisteze boala în această fază, care ne și spune aparatura respectivă că ea va fi declanșată în următorii 5, 10, 15 ani de zile. Așa de mult? Așa de mult. O poate prevedea? Deci în situația în care este informația... Da, o poate, să zicem, găsi informațional. Informațional. Deci este informațional și funcție de starea organismului, de mediul în care locuiesc, lucrez, de tipul persoanei respective de a fi, aceeași afecțiune poate fi declanșată în 5, 10 sau 15 ani de zile. Da, pentru că niciun organism nu seamănă cu, celălalt. Cu celălalt. Da. În situația în care nu se ia nicio măsură, informația modificată într-un anumit organ sau într-un anumit sistem duce și la modificarea energiei organului sau sistemului respectiv. Deci ne apropiem de faza ne apropiem a simți modificările. De a simți. Nici acum nu simțim nimic. Exact ca durere fizică. Ca durere fizică. Și în situația aceasta boala poate fi declanșată prin simț, să se simtă de ea, cam în 6 luni, 9 luni, un an de zile. Deci când deja corpul energetic al organismului este afectat. Da. Și aici putem să trecem și să vindecăm fără ca corpul fizic să fie afectat. Tot aparatura ne spune. Noi nu simțim nimic, nu... Avem nicio... Aparatura aceasta, domnul Dincă, este atestată științific. Este... Aparatura este nu atât atestată științific, că este atestată științific, dar este și aprobată la nivel european pentru folosire. Deci are toate... Are certificat totul, deci poate fi folosită pentru depistarea și tratarea afecțiunilor... Da, vă mai întreb ceva. Spuneați că... Unele boli pot fi văzute informațional cu mult timp înainte. Da. Altele, energetic, la fel cu până la un an, să zicem, da. 6 luni, un an. Dacă am face o consultație cu aparatura aceasta anual, cum mi se cere, de exemplu, da. Să ne facem controle medicale periodice da. În medicina alopată, nu cumva am putea să aflăm ce va izbucni și să luăm măsuri din timp sau chiar să ne vindecăm mult mai repede decât am aștepta să simțim durerea în corpul fizic?
Eu vorbesc de foarte mult timp și spun de ani de zile că niciun cabinet medical al unui medic de familie nu trebuie să existe fără asemenea aparatură. Bine ar fi, da. Dar revin iară la prima noastră întâlnire. Interesul nu este acela de a face oamenii bine. Interesul nu este acela de a-i da unui pacient un singur medicament care este benefic pentru el, ci a-i da sacoșa. Da. Fiindcă industria farmaceutică trebuie să trăiască foarte bine. Dar o să ajungem și acolo. În situația în care și acum se acționează, prin niște pase, prin dispozitivele mele, prin o rugăciune, prin un gând, mai știu eu ce anume, boala poate fi învinsă destul de ușor, fără ca organismul să sufere. Dacă nici acum nu s-a acționat, boala intră în corpul fizic. Și abia acum, când am simptome, pierde de echilibru, când mă doare, da, când am stări de rău, sau orice altceva care nu este normal organismului meu, boala este depistată și de medicina alopată prin sistemele pe care le are de investigație. Am înțeles. Și de multe ori, această depistare este tardivă și omul poate să-și piardă viața sau poate să trăiască ani de zile. Să sufere mult. Să sufere mult și să o mențină la un anumit nivel care oricum nu mai plăcut pentru persoana respectivă nu este. Lupta cu boala are acum un aliat puternic. Dispozitivul revoluționar de încărcare și echilibrare energetică a organismului, inventat de fizicianul Ancu Dincă, a vindecat mii de oameni din toată lumea. Rezerva și echilibrul energetic al organismului se vor restabili eliminând cauza bolii, iar tu îți vei regăsi sănătatea mai ușor decât ai crezut. Produsele originale au aplicat o hologramă personalizată. Viața ta contează. Regăsește-ți armonia. Fiindcă ați vorbit de această consultație infoenergetică, ați avut și aveți în continuare medici colaboratori. Vreau să lucrați cu medici colaboratori. Lor spuneați că ați recomandat la fiecare cabinet să aibă aparatura aceasta. Nu, eu am recomandat statului să cumpere pentru cabinetele familiale. Ați recomandat pentru medicii de familie și pentru toți obligatoriu. Medicii eventual. Deci statul să vină cum le dă mai știu eu ce altă aparatură, să le dea și aparatura asta. Bun. La cei care colaborau cu dumneavoastră, de bunăvoie și pentru că au văzut rezultate, aveau această aparatură? Marea majoritate, da. Am înțeles. De oricum, colaboratorii mei, toți au această aparatură. Asta voiam să spun eu. Deci toți au această normal, dar am întrebat aparatură. Nu am avut colaborator care să nu aibă... Deci nu colaborez cu ei dacă nu au. Am înțeles. Deci n-am niciun interes să colaborez. Da, pentru că această, cum să zic, previziune mult înaintată în timp, e clar că este numai în folosul pacienților. Și măsurile pot fi luate mult mai din timp decât o consultație la care mergem și de regulă așa mergem. Și de-aia zic că trebuie și noi să fim educați, să ne așteptăm până la faza în care ne doare. De multe ori când te doare, s-ar putea să fie prea târziu. Acum, într-o discuție care noi am avut-o în particular, mai tot pistonat, cum funcționează asemenea dispozitiv. Exact. Dispozitivul respectiv, DIEU, despre ele vorbim, da, se fixează într-un anumit punct sau în anumite puncte. Acum să nu înțelegeți că este suficient un asemenea dispozitiv pentru a rezolva probleme de sănătate. Da. La unele persoane este suficient unul. La alte persoane e nevoie de undeva la 20, poate chiar mai multe dispozitive. Depinde de organism, depinde de afecțiune, depinde de starea afecțiunii respective. Deci nu putem ști, deci eu am dureri în gât. Câte dispozitive am nevoie? Nu știu. În primul rând nu știu de unde vine durerea în gât.
Dar am durerile. Deci am venit la cabinet când mi s-au declanșat durerile. Dar dacă veneam la un control obișnuit, poate aveam sau poate nici nu aveam nevoie. Cum ziceați că mai erau metode prin care să Da, mai sunt metode prin care să... Și dacă am depistat ceva relativ repede, poate e nevoie de unul, de două, de trei maxim. Noi și așa recomandăm oamenilor așa zis sănătoși, fiindcă, da, repetăm, niciodată nu bine, suntem perfect sănătoși, folosirea unui singur dispozitiv sub formă de medalion, undeva aici în capul pieptului, ca să ne protejeze. La omul care se simte sănătos. La omul care nu-i strică să aibă unul. Nu-i strică să aibă așa ceva. Noi deja avem niște dispozitive înglobate în niște medalioane și atunci poți să-l porți și la vedere, și fete și băieți, deci nu e nicio problemă. Problema este că acest dispozitiv, să presupunem că cineva are diabet. Da. Se fixează unul, două sau mai multe în jurul, în locul pancreasului. Cât vă iese pe testările după aparatura de consultație. Totul iese pe aparatură, numărul și locurile unde se fixează. Ce face dispozitivul ăsta când l-am fixat aici? El ia legătura cu partea din univers conform conștiinței dumneavoastră, care putem să numim divinitate sau putem să numim memoria universală sau mai știu eu cum, și acolo îi transmite că acest pancreas are niște disfuncționalități. De acolo vine și îmi spune: tu trebuie să vibrezi acum și să mărești frecvențele pancreasului cu atâta. 0 Hz, 0,3 Hz sau 5 Hz sau eu știu cât este. Și dispozitivul începe să lucreze. Ce se întâmplă? O parte din celulele care nu mai funcționează normal ajung la frecvența optimă. Din organul afectat. Din organul afectat. Durându-ne înseamnă că el nu mai funcționează normal și niște celule s-au distrus. Da. Sau au ieșit din frecvența obișnuită. Nu mai funcționează cu anapoda. Și au modificat frecvența, funcționează anapoda. Da. E, punând dispozitivul aici, da, dispozitiv, celulele respective, unele din ele ajung la frecvența optimă. Ori crești frecvența, ori scad frecvența. Da. Deci se întâmplă amândouă fenomenele. Dar le aduce la optim. Se autoreglează. Altele nu mai sunt aduse. Nu se mai poate. Sunt atât de afectate încât nu se mai poate. Ce face atunci organismul? Elimină acele celule afectate, care nu mai pot fi aduse să lucreze optim pentru organul respectiv. Moarte, să le zicem. Da. Și dă naștere la altă celule noi, reclează, care funcționează la frecvența optimă. Și se tot repetă acest fenomen până când toate celulele care nu au mai funcționat normal sunt aduse, da, la funcționare normală. Parametrii normali. La parametrii normali. E, în felul acesta, ne explicăm noi cum un pancreas care n-a mai produs insulină de 30 de ani începe să producă insulină. Domnul Dincă, până acum, sau cel puțin din ce am citit eu, se spune că numai ficatul era regenerabil. Sunt și alte organe care se pot regenera. Toate organele sunt regenerabile. Am vorbit mai înainte în emisiunile anterioare despre faptul că oasele se refac. Da. Păi dacă oasele se refac, sunt regenerabile. Deci toate. Dacă articulațiile se refac, sunt regenerabile. Da. Noi vindecăm diabetul. Suntem singurii în lume care vindecăm diabetul. O afirmație vindecăm mare. O diabetul mare. Fără medicamente. Fiindcă aceste dispozitive nu fac parte din categoria medicamentelor. Fiindcă ele nu interacționează cu organul, cu organismul uman prin substanțe, ci prin câmpuri. Prin câmpuri. Este cu totul și cu totul altceva. Da, adică să conștientizăm întâi acel câmp informațional energetic, da, pe care îl avem, care, da, ne înconjoară în permanență, da, și prin intermediul căruia se face legătura cu cosmosul, cu, da, forțele benefice, să, da, le spunem, din univers. E, și asta ajută ca ele să acționeze cu organismul nostru. Da. Deci faceți legătura om, forțe benefice din cosmos, cu ajutorul DIE-ului, l-ați inventat, l-ați produs deja și se folosește în colaborare cu medicii, în cabinetele dumneavoastră sau ale dânșilor,
Ați mai întâlnit așa ceva? Că spuneți că ați fost la nu știu câte congrese și la... Adică mă refer asemănător, bănuiesc că au mai fost încercări, dar realizarea aceasta... Nu, n-am nu mai fost. Mai, nu e unică fost. În lume, este a unui român și sunt mândru că-s român. Da? Ce vreau să vă spun în continuare. Din univers de acolo, de undeva, sau de la Doamne, Doamne, sau cum vrem să-i spunem noi, transmite energie organului respectiv. Da. Pentru a avea capacitatea să elimine celulele moarte, să dea naștere altor celule vii. Și organismul le primește fiindcă simte nevoia. Și organismul primește această energie, duce mai departe la asta și sunt cicluri, că nu se poate într-un moment. Durează luni sau un an și ceva, în cazul pancreasului. Problema este în felul următor. În momentul în care pancreasul meu a acumulat energia maximă de care este capabil să funcționeze, se întrerupte fluxul energetic cu energia transmisă din cosmos. Pentru că am reparat ce era de reparat. Nu, fiindcă dacă îi dau mai multă energie, îi fac rău organului. Îl dezechilibrez. Îl dezechilibrez mai mult decât era înainte. Exact, da. Pe măsură ce pancreasul consumă din energia aceea, ajunge iar la un minim. Da. Când dispozitivul simte că el a ajuns iar la minim, dă semnalul și îmi vine din nou energie. Repornește de câte mecanismul. Ori, până când pancreasul este capabil să-și ia singur energia din univers. Fiindcă noi nu trăim numai cu ce ingurgităm. Da. Noi, organismul nostru, pe toată suprafața lui și nu numai, chiar din interior, absorbe în permanență energie din univers. Și la un moment dat își pierde această capacitate, ori el ca întreg, ori anumite părți ale lui sau sisteme ale lui, să ia această energie din univers, care este foarte importantă și este mult mai importantă decât hrana ingurgitată care ne dă energie. Hrana având și anumite substanțe chimice și anumite lucruri și n-o luăm la timp și așa mai departe. Până când lucrează el? Până când organul este capabil să-și ia singur energie din univers. Știai că alimentele pot fi proaspete mai multă vreme și își pot spori calitățile? Iar apa pe care o bei poate fi mai bună? Dispozitivele fizicianului Ancu Dincă sunt aici pentru a face acest lucru posibil. DNRN5 îmbunătățește calitatea alimentelor și mărește perioada de conservare a produselor din frigider. DEA energizează apa potabilă, ajutându-te să trăiești o viață mai bună, mai sănătoasă. Produsele originale au aplicată holograma personalizată. Viața ta contează. Regăsește-ți armonia. Nu dau pancreasul, iau ficatul. Da. Era, să zicem, distrus în proporție de 80%, l-am regenerat, l-am făcut nou, se oprește alimentarea cu energie. Ficatul acesta, domnul Dincă, nou, pe care l-am, sau refăcut 80% după ce a fost distrus, este ficatul unui copil când m-am născut sau este adaptat tot la traiul meu de adult sau de bătrân? Este ficatul pe care îl am la nivelul capacității organismului la vârsta ta, fiindcă un ficat de copil nu poate să susțină un corp de 80 de kilograme, par exemple. Am înțeles. Nu poate să susțină de asemenea să dea hrană întregului organism prin vase care unele din ele sunt îngroșate, altele sunt subțiate, altele au permeabilitatea mărită și așa mai departe. Deci el este la nivelul organului în care s-a refăcut. Organismului, pardon. De ce vă întreb? Ficatul, s-a mai obținut regenerarea ficatului și de către mai mulți naturiști chiar, care au găsit tratamente foarte bune, bazate pe plante în principiu. Îi spuneai omului sau reieșea din analize, că nu era nevoie să-i spui tu, că este, s-a refăcut ficatul. Reîncepea, din păcate, un mod de trai care îl dusese de fapt în că obișnuința, știți cum e. După 6 luni, un an, doi, făcea recădere și se ducea. De aceea vă întrebam, în ce stadiu repuneți dumneavoastră ficatul? Normal că nu invităm
unul care l-a avut stricat din cauza consumului de alcool exagerat, să zicem, să reînceapă modul de viață prost pe care l-a dus până atunci. De-aia întrebam, e ficatul omului adus, omului că adus... informațional îl pot aduce, da. De-aia zic, da, când eram pe plan de plante, ceaiul și astea, poate nu reușeam să-i deci dau și încă informația o dată, necesară. Încă o dată, și rețineți lucrurile acestea și telepecatorii, e o diferență. Ce să spună. El, acest dispozitiv, nu face altceva decât să facă organul respectiv să se autovindece, să-și ia ce are nevoie și să aibă pe urmă în permanență acest cerință către schimbul către univers fără sincope. Fără sincope. Deci în permanență trebuie făcut lucrul acesta. Deci el nu vindecă, el face organismul să se auto-vindece. Și fiindcă am ajuns și mi-a spus de ficat, vreau să vă dau două exemple. Vine un profesor universitar de la Politehnică cu ciroz, cu diabet, mult mai multe. Boli asociate mai multe. Și la 3 luni de zile când a venit la control, și mi-a arătat analizele, am rămas stupefiat. Asta ți-a venit, i-ați făcut o schemă de dispozitive. I-a făcut o schemă și a luat dispozitivele. Da. Așa. După 3 luni. Ciroza a dispărut. După 3 luni. Deci țesutul cirotic, ficatul era aproape refăcut. După 9 luni de zile, s-a vindecat și de diabet. Avea diabet tip 1 cu insulină, cu injecții, cu așa mai deci departe. Forma gravă. Și avea 62 de ani. Deci la o vârstă din asta. Dar a respectat întocmai ce i-a spus medicul de la cabinet. A respectat întocmai ce i-a spus. Și ce îi spune la asta, în afară de a purta dispozitivele? Îi spune dacă este cazul. Îi schimbă și regimul alimentar? Dacă este la diabet, este obligatoriu. E oricum regim. Obligatoriu să respecte regimul strict dat de medicul specialist. Da. Fiindcă, de regulă, medicii mei nu sunt specialiști în orice... Bun. Și spune, dom'le, te duci la medicul diabetolog? Sau ți-a dat ce regim să ții? Da, mi-a dat. Îl ții? Nu prea. E, de acum acolo. Deci, încă o problemă. Dacă vrei să te faci bine, trebuie să ții și regimul. Da. Dacă nu te faci bine, nu. Dacă nu reții regimul, nu te faci bine. Poți să pui 1 milion de dispozitive pe tine. Și poate cineva zice, bă, dar ești tâmpit, dacă eu vreau să cumpăr dispozitive, exact, de ce nu mi le dai? Păi nu ți le dau. Sau dacă ți le dau, spun. Ți le dau, ți le cumperi, dar nu te ajută. N-are rost să le iei. Respect asta. Da. N-are rost să le iei. N-am avut pacient care a respectat regimul strict alimentar dat de medicul specialist și a purtat dispozitivele care să nu se vindece. Indiferent că a avut diabet tip 1 sau tip 2, indiferent că a fost de 5 ani sau de 30 sau de 50 de ani, toți s-au vindecat. Când îl considerați vindecat de diabet, domnule? Când dispare informația bolii. Când dispare informația bolii. Fiindcă, revin la altceva și mulțumesc că mi-ați ridicat un pic așa, vindecarea de o anumită afecțiune se face pornind de la corpul fizic. Deci nu mai am dureri, nu mai am stări de rău, nu mai am greață, da. nu mai am. Dar mi-a rămas bolnav organul din punct de vedere energetic. Ori am prea mult, ori am prea puțin, ori nu e sănătoasă. Și atunci mențin dispozitivele până mi se rezolvă și câmpul energetic al organului respectiv. Și asta unde o consta la dumneavoastră? La aici aparatura? Numai cu aparatura care o avem noi. Noi, o avem noi, o are medici în țara asta, da. O au mii de medici, deci nu neapărat o avem noi, unica în România e a noastră, exact. Nu. Și după aceea se depistică, de-aia spune, dom'le, vii la control, când? Păi cei care au cancere și sunt în fază terminală trebuie să vină neapărat în maxim 15 zile. Că dacă în 15 zile observăm o modificare benefică, înseamnă că sunt șanse foarte mari. Dacă nu... observăm modificarea, domne, du-te și urmează orice altceva, fiindcă nu te rezolvi în situația să te mai rezolvi la noi. Dar dacă cel cu cancer pe care nu mai puteți ajuta în sensul vindecării insistă totuși să poarte dispozitivele dumneavoastră, cu cel puteți ajuta totuși, mă refer eventual la dureri? Putem ajuta și avem sute și sute de cazuri din asta, cu o trecere ușoară dincolo, adică fără dureri, cu o stingere ca lumânarea. Am înțeles.
Deci nu te mai vindecă, dar nu ia morfină, nu ia absolut nimic, fiindcă nu mai are dureri și trecerea se face lin. Și asta destul de mare ajutor. Da, am primit foarte multe semnale și de aici, unde ne-au mulțumit pentru modul în care a trecut dincolo. Deci, și după aceea vine la 3 luni, vine la 6 luni, vine la 9 luni, vine la 1 an, vine la 1 an jumate, vine la 2 ani și când observăm că informația de boală nu mai există, spune, domnule, din momentul acesta a dispărut și informația de boală, deci ești vindecat, ai grijă de tine. Iar la cancere trebuie să vină 5 ani de zile la control și dacă în 5 ani de zile n-a recidivat și ne dă și nouă că informația nu mai există de boală, e perfect sănătos. Cine a venit 5 ani de zile, n-am avut probleme și sunt mersi bine și acum. Lupta cu boala are acum un aliat puternic. Dispozitivul revoluționar de încărcare și echilibrare energetică a organismului, inventat de fizicianul Ancu Dincă, a vindecat mii de oameni din toată lumea. Rezerva și echilibrul energetic al organismului se vor restabili eliminând cauza bolii, iar tu îți vei regăsi sănătatea mai ușor decât ai crezut. Produsele originale au aplicat holograma personalizată. Viața ta contează. Regăsește-ți armonia. Ați pomenit de faptul că nu toți oamenii se fac bine și alții chiar mor. Am citit undeva, doar un rând cred că este, într-o expunere a unui medic colaborator al dumneavoastră, un fenomen care mi s-a părut interesant pentru că, eu zic pentru mine, cititor și privitor, că poate ne face să înțelegem mai ușor această legătură dintre organism și univers. Era un caz în care se spunea că un pacient sau o pacientă a decedat, dar că totuși nu i se răcea corpul. Și, și spune că încă mai transmitea energie. Poate știți dumneavoastră mai bine sau mi se pare relevant. Da, este, este un caz tragic. Este vorba chiar despre o fostă vecină de-a mea. A venit la mine cu un cancer la sâni, deci a avut un cancer la sâni. I-am dat schema de tratament care medicul a considerat că trebuie să o aibă. A venit la control periodic până la 2 ani de zile. La 2 ani de zile s-a dus și a făcut și controlul clinic la spitalul care unde vroia era, să îi scoată sânii, nu-i și i-a scos, nu știu ce. Și a ajuns la concluzia că este perfect sănătoasă și s-a rezolvat. A venit la mine să mulțumească și i-am spus, măi Marioara, încă 3 ani de zile de acum încolo, porți dispozitivele. Ți-e clar, mi-e clar. Le ai, le am. Bun. Ce rugăminte am eu? Din an în an, vii la control. Vii la control și te duci și la spital să-ți facă controlul. Ca să avem... Exact, și de acolo. Și de acolo și de acolo. Confirmări. N-a mai venit. După 5 ani de zile de la întâlnirea aceasta, îmi dă telefon soțul ei, plângând la telefon, că Marioara este în comă. Păi de ce e în comă? Păi a recidivat. Cum a recidivat? Păi ce? Păi știi atunci când am venit la tine, da, ce este? S-a întâlnit cu o fostă colegă de salon, care era destul de rău, și i-a dat dispozitivele. Le-a transmis la o altă bolnavă. L-a transmis la o altă bolnavă. Și când am venit la tine, ne-a fost rușine să spunem că noi i-am dat dispozitive, nu le mai avem. Dar dacă de la spital ne-a spus că e bine, fiindcă la spital ce era bine? Era bine faptul că n-au mai găsit fizic, dar energetic și informațional, boala era acolo. Era. În momentul ăsta a venit, i-am dat din nou dispozitive, mult mai multe decât prima dată,
Și într-o perioadă destul de scurtă de timp, câteva săptămâni de zile, a murit. Problema este că sunt invitat la ei la nuntă. Și acolo era bărbatul-sa, sorsa, fiică-sa și încă o soră. A, la cineva din familia la asta. La cineva din familia asta. Și mă cheamă toți într-o parte să-mi povestească. Ce să-ți povestim? Păi să-ți povestim că a fost cu Marioara. Mai zic, mai... Nu, că trebuie să afli. Zice, când am considerat că am murit, i-am luat dispozitivele după ea. Și am chemat asistentul medical să-i facă certificatul de deces. Să constate decesul. Da. Vine asistentul și zice, păi nu poți să faci asta, fiindcă e caldă și nu e rigidă. Nu, deci nu-i moartă. Au trecut... Nu o pot declara da, moartă. Da. Au trecut 24 de ore, l-am chemat din nou, același lucru. Încă era caldă, încă 48 de ore, 72 de ore. De când ea murise, efectiv. Murise, nu se răcise și încă avea... Și încă se puteau mișca, deci nu ai mâna, eu mișca, da, eu... Da, sunt obligați să da. Facă... Da, așa. Și a plecat ăsta. Și vreau, băi, dar ce s-a întâmplat? Și am luat-o și am răsucit-o. Și undeva la ceafă, sub păr, că avea părul mai lung, i-am mai găsit un dispozitiv. După ce am luat dispozitivul ăla, în 15 minute a devenit ca o blană. A, deci asta a fost... Deci, încă absorbea energie ex. Din univers și ținea în așa o anumită stare de viață da, da. E, corpul. Am vrut să-mi explicați exemplul acesta pentru că v-am spus, mie mi s-a părut impresionant. Și poate că să înțelegem mai mult câtă interacțiune există, da, dar de fapt, câți din cei care se uită la noi acum, câți se uită la noi acum și spune ce mai minte și ăsta aici, ce mai face. Dar, da, mă rog, da. Asta este situația, asta este adevărul, fiecare da. Poate să analizeze să creadă, și să da, vadă, ce... să creadă cum este. Deci, facem datoria deci să-i o chestie ca asta, practic, nici n-ar fi trebuit spusă în public. Asta zic, că, dar mie, v-am spus, am găsit-o în expunerea unui medic și cred că e un exemplu concludent că rămâne interacțiunea cu dispozitivul fixat pe corp, cum era el rătăcit acolo, și univers, și care putere? Da. Există puterea asta de... E, da? Fiindcă ați ajuns la chestia asta aici, vreau să mai spun și altceva. Nu trebuie să crezi în asemenea dispozitive că asemenea dispozitive fac nu știu ce lucruri. Ele lucrează oricum. Ăsta este un exemplu. Exemplu, da. Știai că alimentele pot fi proaspete mai multă vreme și își pot spori calitățile, iar apa pe care o bei poate fi mai bună? Dispozitivele fizicianului Ancu Dincă sunt aici pentru a face acest lucru posibil. DNRN 5 îmbunătățește calitatea alimentelor și mărește perioada de conservare a produselor din frigider. DEA energizează apa potabilă, ajutându-te să trăiești o viață mai bună, mai sănătoasă. Produsele originale au aplicată holograma personalizată. Viața ta contează. Regăsește-ți armonia. Și vreau să vă mai dau un alt exemplu. Vine cineva din Tulcea cu un caz destul de grav, a venit cu pătura în mașină, lungit, piele și os, după ce cheltuise două vile în Tulcea și două vaporașe cu câte 100 și ceva de locuri fiecare, le vânduseră ca să trateze. Mai avea un vapor și încă o casă. L-a văzut medicii pe pacient și au ajuns la concluzia că sunt ceva șanse de vindecare. Persoana respectivă, foarte recalcitrantă, nu acceptă așa ceva. Ce m-ați adus la ăștia aici? Vorbi și destul de, de urât, bolnav. Nu mă interesează, pe mine mă duceți că tot cine m-a tratat până acum mă va face bine. Bine, nu a avut încotro, a luat, a venit după aceea soția la mine. Ce, domnule, dăm dispozitivele. Domnule, nu ți le dau. Nu ți le dau că nu le poartă. Da. Și o să ai nevoie de ce e nevoie. Ce să da. Mai spunem da. Acum, să mai... Așa. Nu, domnule, cum l-am dus în mașină, mie mi-a venit un gând. De unde va veni gândul ăla? Nu știu. Ce, dar la mine a venit gândul ăsta să iau dispozitivele și să îi le pun sub pătura pe care doarmă. Bine, domnule. Astea sunt, poftiți, luați-le.
Mă pomenesc cu telefon după vreo 2 săptămâni de zile. Domnul Dincă, știți, am fost la dumneavoastră cu 2 săptămâni, cazul, da, știu despre ce este vorba, ce s-a întâmplat. Zice, ce să se întâmple? S-a întâmplat că e bine. Bun, mă bucur. Zice, nu. El ne mai urmând alte tratamente în starea în care ziceți nu, că a urmat exact tratamentul care urmase și până atunci. Tratamentul, da. Care fiindcă încă o chestie care trebuie să știe telespectatorii. Noi nu întrerupem tratamentul pe care se... Îl prescrie medicul. În paralel cu acesta mergem cu el și pe parcurs se elimină tratamentul medicamentos. Pentru că nu mai e nevoie de el. Da. Tot medicul e ăla care spune să-l elimine. Zice, nu, domnule, stați un pic. Că la 12 zile după ce noi am plecat de la dumneavoastră, eu m-am dus acasă, până l-a băgat pe el în casă, eu m-am pus toate dispozitivele alea sub pătură. Da. Și l-am pus pe nenorocit, ca vorbele Doamnei. Da. Păi, după 12 zile se ridică în fund. Și pe marginea patului se ridică și începe să vă înjure pe dumneavoastră. Doamne, n-am simțit nimic, nu m-a durut. Că am văzut eu că datorită tratamentul ăla tot el acum e mai bine și mai nu știu ce. Și m-am enervat și zic, ridică-te în picioare. Păi cum să mă ridic în picioare? Ridică-te în picioare. Și dacă tratamentul ăla te-a făcut bine și te-ai ridicat în fund pe pat, acum te ridici în picioare. M-am răstit la el și s-a ridicat în picioare, a rămas drept. Am luat pătura și am aruncat-o după pat și uite, bă, nenorocitule, de ce te simți tu bine? Fiindcă eu ți-am pus ție dispozitivele astea aici. Fără știrea ta. Fără știrea ta. Asta ziceați, nu era nevoie poate să se roage, să se nu-i nevoie să ai încredere, că aici vorbeam. Da. Ele oricum acționează. Își fac rolul de... Și zic, domnul, ce faci acum? Ce domnul, ce e rușine să vorbească cu dumneavoastră că a greșit în tot ce a făcut? Domnule, zic, dacă e bine, să fie bine. Și omul s-a făcut bine și așa mai departe. Mare lucru. Die. Deci Die este... unic, spuneți că nu l-am mai și nici nu o să-l... Acum vreau să mai spun ceva. La una din invitațiile din Rusia, da, am fost invitat special, fiindcă cineva de acolo mi-a spus, ce domnule, am vrut să copiem dispozitivul dumitale. Au recunoscut asta. Au recunoscut. Dar al dumitale este viu. Stați, l-au făcut, adică da. Au luat-o, au analizat, că există atâtea, da, așa, ce e în el, acolo. ce nu știu cum. L-au făcut, ce al dumitale este viu, trăiește. Dar nu funcționa. Sau... Și al nostru nu funcționează, e mort. Am înțeles. Și dacă vreți să stați de vorbă cu specialiști de-ai noștri, am stat de vorbă cu membrii Academiei, deci cu o parte din membrii Academiei de Științe de acolo, mi-au pus întrebări, le-am răspuns atât cât trebuia să le... Să știe. Deci... Ele lucrează. Da. Vă propun o mică pauză și tot legat de vizitele și participarea dumneavoastră la congrese, mai am niște întrebări după. De acord. Lupta cu boala are acum un aliat puternic. Dispozitivul revoluționar de încărcare și echilibrare energetică a organismului, inventat de fizicianul Ancu Dincă, a vindecat mii de oameni din toată lumea. Rezerva și echilibrul energetic al organismului se vor restabili eliminând cauza bolii, iar tu îți vei regăsi sănătatea mai ușor decât ai crezut. Produsele originale au aplicat holograma personalizată. Viața ta contează. Regăsește-ți armonia. Telefonul mobil, calculatorul, televizorul, cuptorul cu microunde îți afectează sănătatea. Radiațiile telurice au efecte nocive asupra ta. Dispozitivele fizicianului Ancu Dincă sunt soluția acestor probleme. DNRN1 pentru telefonul mobil, DNRN2 pentru calculatoare, televizoare și cuptoare cu microunde, DNRN3 și 4 pentru radiațiile telurice din locuințe și birouri. Produsele originale au aplicat o hologramă personalizată. Viața ta contează. Regăsește-ți armonia. Știai că alimentele pot fi proaspete mai multă vreme și își pot spori calitățile, iar apa pe care o bei poate fi mai bună? Dispozitivele fizicianului Ancu Dincă sunt aici pentru a face acest lucru posibil. DNRN5 îmbunătățește calitatea alimentelor și mărește perioada de conservare a produselor din frigider. DEA energizează apa potabilă, ajutându-te să trăiești o viață mai bună, mai sănătoasă.
Produsele originale au aplicată holograma personalizată. Viața ta contează. Regăsește-ți armonia.